Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de caniculă valabilă la nivelul întregii țări în zilele de 1 și 2 iulie. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară, după amiaza în Moldova, în zonele de câmpie din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia, în sud-vestul și centrul Transilvaniei și în partea continentală a Dobrogei, unde temperaturile maxime se încadrează între 34 și 37 de grade. Disconfortul termic este ridicat și mâine vremea va fi caniculară și disconfortul termic accentuat în cea mai mare parte a țării. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în zonele de câmpie și podiș se vor înregistra frecvent temperaturi între 35 și 37 de grade. ANM mai menționează că instabilitatea atmosferică se va accentua începând din după amiaza zilei de mâine, la început în regiunile nordice, iar miercuri și joi și în restul teritoriului, iar vremea se va răcori.